Conform presei canadiene, compania Gabriel Resources pregătește un caz de arbitraj internațional împotriva României în care va cere despăgubiri de miliarde de dolari, după ce a încercat fără succes în ultimii 15 ani să dezvolte proiectul minier. La Roșia Montană se află unul dintre cele mai mari zăcăminte auro-argentifere din lume. Gabriel Resources face planul pentru acest caz, care va fi audiat probabil la Viena în a doua jumătate a acestui an, concomitent cu oprirea activităților în România pentru conservarea rezervelor financiare, scrie publicația fără să citeze sursele informației. Compania a anunțat că ar putea concedia în mai circa 80% din cei 400 de angajați în prezent aflați în șomaj tehnic, dacă proiectul nu avansează. Gabriel Resources, listată la Toronto, dar condusă de la Londra, nu se așteaptă la progrese semnificative în curând. Camera deputaților din Parlamentul României va vota la 7 mai asupra unei legi care ar acorda statut juridic special proiectului minier, permițând astfel pornirea acestuia. Compania nu se așteaptă însă la un vot favorabil, în parte din cauza opoziției încă puternice opiniei publice față de proiectul minier și utilizarea procesului de extracție folosind cianură. Întrucât proiectul de lege ocupă ultima poziție pe ordinea de zi, există o probabilitate ridicată ca ședința parlamentară să se încheie fără să se ajungă la votul care privește Roșia Montană. Gabriel Resources a amenințat în septembrie anul trecut că va da în judecată autoritățile române pentru prejudicii de până la 4 miliarde de dolari din cauza multiplelor încălcări ale tratatelor de investiții, scrie The Golden Mail. În același timp, directorul irlandez al Gabriel Resources, Jonathan Harry, a avertizat că eșecul autorităților de a aproba proiectul va afecta toată România. Senatul a respins în noiembrie proiectul de lege care ar fi declarat exploatarea de la Roșia Montană ca fiind de interes public extraordinar. Gabriel Resources deține 80,69% din acțiunile RMGC, restul capitalului fiind controlat de statul român prin Minvest Roșia Montană.